mulți ne-am întrebat cum este să facem ceea ce vrem, să avem orice ne dorim pe lumea asta. Sincer, și eu îmi doresc ca acest lucru să fie posibil, dar din păcate nu se va întâmpla niciodată. Din fericire, există o lume unde tot ceea ce îți dorești se împlinește. O lume paralelă de a noastră și anume visul. Visul este cel mai fantastic lucru pe care omul îl are. Știm bine cum acesta ne influențează pozitiv sau negativ pe parcursul zilei, în funcție de natura lui, având chiar influențe asupra sentimentelor noastre. Iar un impact devastator de mare îl au coșmarurile, cel puțin pe moment. De multe ori nu ne dăm seama că visăm, ceea ce înseamnă că nu suntem conștienți de noi și urmăm cursul visului. Mai devreme am menționat de faptul că există o metodă prin care dorințele tale pot lua naștere prin intermediul visului, și anume visul lucid. Care este diferența dintre unul normal și cel lucid? După cum am spus, deseori nu ne dăm seama că ne aflăm într-unul, însă cel lucid este diferit, tocmai prin faptul că în timp ce corpul tău doarme, creierul tău îți stimulează imagini pe care ochii le-ar vedea în întuneric. De fapt, visul este un fel de proiecție a imaginației tale în urma ochilor ce privesc în întuneric. Ei bine, dat fiind faptul că de cele mai multe ori nu ești conștient, vor exista dăți în care îți vei da seama de faptul că ești într-un vis. De aici plecăm termenul de vis lucid. După ce ai conștientizat asta, există șanse foarte mari să te trezești, astfel încât creierul tău transmite către corp că este pregătit de a se trezi, dar la fel de bine poți continua să te bucuri de acest lucru. Astfel, realizând că ești într-unul, vei putea face orice, îți vei putea imagina orice vrei să se întâmple. De la zbura până la a jefui o bancă în timp ce poliția mănâncă gogoși la colțul străzii cu dinozaurul T-Rex. Sună destul de mișto, nu? Personal, am avut astfel de experiențe, întrucât mi-am dorit să învăț. Mai pe scurt, să pot avea oricând îmi doresc în fiecare noapte visul lucid. Ce drept, îmi doresc de mult timp o lume a mea, așa că m-am decis într-adevăr să aleg această oportunitate. Însă, nu știam cum. Ele sunt la întâmplare. Până la urmă am intrat pe Google și am căutat zeci de informații pe diferite site-uri, însă de la niciunul nu am primit un răspuns concret, până când am dat peste un forum foarte special și dedicat strict pentru acest subiect. Căutând și mai adânc printre topicuri, un utilizator a explicat cum visul lucid poate fi procurat prin două metode, una pe cale rapidă și una ce practică mai multă răbdare. Calea cea rapidă explică cum visul lucid poate deveni foarte instabil, de aceea este recomandat să o faci doar în cazul în care vrei să experimentezi foarte rar. Ce credeți că am ales? Ei bine, din dorința incontrolabilă, am ales să testez cât mai repede. Nu puteam pierde timpul. Asta îmi spuneam în cap. Wild Wake Induced Lucid Dreams. În josul paginii menționat de o prescurtare, REM, Rapid Eye Movement. Pentru a avea unul cât mai reușit, trebuia să-l practici la o anumită oră, și anume în jurul orei 4 dimineața, când ciclurile REM sunt apropiate. La început nu știam la ce se referă prin REM, dar având internetul la îndemână, am tastat ca să nu rămân prost. Mișcarea rapidă a ochilor în momentul în care dormi și ești inconștient. Ochii tăi au tendința de a face mișcări rapide, circulare. Mi se pare un lucru extrem de dubios, dar pe cât de dubiose, ai fi surprins că este ceva normal. Pasul principal pe care trebuia să-l urmez pentru a-mi îndeplini visul lucid era să mă trez la ora 4 dimineața. Așa că, înainte de a mă pune la somn, mi-am setat alarma astfel încât să nu pierd ocazia. Am adormit. Nimic special. Nu mi-aminteam nimic din ceea ce am visat. Ceasul suna, m-am trezit somnoros, m-am dus mai întâi la baie, iar apoi am intrat din nou pe site pentru a fi sigur că nu omit ceva. Am pus capul pe pernă, întins pe spate, m-am relaxat. Trebuia să respir moderat și să încep să număr crescător în gând. Au trecut aproximativ 10 minute. Deja creierul meu se pregătea să-mi ofere imagini, iar în același timp îmi simțeam corpul cum plutea. După încă 10 minute s-a întâmplat. Eram conștient, în vis. Simțeam ca și cum eram acolo de-a întregul. Nu era vag ca celelalte, mai că puteam să jur că eram într-o realitate alternativă. Nu pot descrie ce senzație plăcută aveam. Zburam peste clădiri, conduceam mașinile pe care mi le doream, mâncam caviar pe o plajă din Miami, Știți voi, nebunii de-astea. Un lucru căruia nu i-am dat importanță pe forum, la capitolul de riscuri, în cazul căii rapide, e că prin instabilitatea lui, pe lângă faptul că te poți trezi foarte ușor, există șanse să fii prins într-o paralizie, și anume paralizia în somn. Nu știam inițial despre ce era vorba și nu auzisem vreodată de așa ceva. La un moment dat, în afara visului, în realitate, s-a auzit o bubuitură foarte puternică. Era vorba de un trăsnet. Afară era o ploaie de vară destul de accentuată. Am deschis ochii, însă ceva era în neregulă. Nu mă puteam mișca, nu puteam vorbi, nu puteam face nimic. Tot ceea ce puteam face era să privesc. Ce s-a întâmplat cu mine? De ce sunt blocat? Deodată am auzit anumite sunete dubioase prin jur. Și nu erau ale ploii. Se auzea ceva destul de ciudat. Un fulger a luminat întreaga cameră, iar în momentul acela am văzut o chestie destul de urâtă. Ceva negru, o entitate cu ochii roșii. Nu vă pot descrie clar ce era, însă scotea niște sunete destul de înspăimântătoare. Inițial am crezut că sunt într-un coșmar. Am încercat să țin ochii închiși, însă îi simțeam prezența din ce în ce mai aproape de mine. Îl auzeam. A doua oară când a fulgerat, am observat ceva mult mai urât. O fetiță ce stătea într-un colț, ce se legăna. De ce mi se întâmpla toate astea? Am încercat să strig, să urlu ca cineva să mă ajute. Nimic. Efectiv, nu puteam să deschid nici măcar gura. Doar priveam înspăimântat. Simțeam că mă sufoc. Pe parcurs au început cât mai multe lucruri să-mi apară prin cameră. Deasupra mea se afla un păianjen uriaș și înfiorător. În stânga se afla o femeie fără ochi, ce stătea și mă atingea. Iar în partea dreaptă am auzit ceva destul de familiar. Am încercat să dau cu coada ochiului, însă când am văzut varianta lui reală și urâtă, amplificată de situație, am rămas puțin șocat. Era vorba despre un caracter prezentat pe canalul meu de YouTube și imprimat în mintea mea. Acel caracter era Nightmare Fredbear. Stătea lângă mine, își menținea privirea neclintită. Știam că ceea ce se va întâmpla nu mă va influența într-un mod foarte bun. Bătăile inimii se intensificau. Ajungeam chiar să mi le aud clar. Existau șanse mari să fac infarct datorită pulsului ridicat, până când dintr-o dată totul a dispărut. În sfârșit, am avut control asupra corpului meu, însă eram foarte speriat. Nu am mai putut să adorm, deoarece încă mi era foarte frică. Paralizia în somn se întâmplă cel puțin o dată în viața fiecărui om, dar această paralizie o poți invoca și prin realizarea visului lucid. Deci, ăsta e principalul risc al căii rapide pentru a obține visul lucid. Ceea ce s-a întâmplat, de fapt, e că m-am trezit brusc prin intermediul exteriorului, adică al realității. Creierul era conștient, însă corpul meu dormea. A fost o experiență pe care nu aș mai vrea să o încerc și nu vă sfătuiesc să o faceți. Deci, nu întotdeauna ceea ce îți dorești poate deveni realitate, însă de tot ceea ce îți este teamă poate ieși la suprafață.